Bine ați venit la o altă lecție CSS. În această lecție vom vorbi despre adăugarea culorilor la pagina de web internet. Există trei metode de a adăuga culori în pagina web. Prima metodă am folosit-o deja cu cele 16 culori de bază. Am folosit din culorile de bază, da, white, green, red, blue. Da, acestea sunt culorile de bază. O să vi le arăt că le-am trecut astfel. White, yellow, fucsia, care înseamnă și pink, adică roz, red, silver, grey, olive, purple, maroon, aqua, lime, teal, green, blue, navy și black. Nu puteam să pun o culoare neagră pentru că nu se mai vedea acest pătrat și am scris aici black și am scris cu negru culoare neagră. Așa. Și să trecem mai departe. Ne ducem în style sheet. Da? Și o să vă arăt a doua metodă, se folosește, dar nu foarte des, cu valorile RGB. Adică reprezintă o combinație de culori între red, green, blue. Adică roșu, verde, albastru. Pentru a înțelege mai bine acest lucru, vom deschide programul Paint. Paint. Și ne ducem la Edit Colors, aici. Și alegem de aici o culoare. După cum vedeți, ne-a generat aici să vedem cam ce culoare alegem noi. Haideți să zic un verde. Da. Așa. Și aici ne-a dat red, green, blue. Ne ducem în style sheet. Scriu aici în body, de exemplu, background-ul. Culoarea de fundal. Back. Ground color și scriu RGB, în ordinea asta vor fi puse, da, punct și virgulă, Ctrl+S. Așa, și mergem și luăm red, îl bag primul, pardon, green, și blue. Salvez și o să vedeți că ne-a generat acea culoare. Da? Și mai există și a treia metodă. Cu hex, culorile hex sau hexa. Aceasta este cea mai folosită metodă de a insera, cea mai căutată, cea mai utilizată, pentru că alege din mii și mii de culori, ca și RGB, dar nu prea se folosește, și vreau să vă recomand să vă notați aceste coduri, pentru că odată ce ați găsit un cod hex și vă place acea culoare, iar dacă pierdeți acest cod hex, nu veți mai reuși să găsiți exact același cod pentru un alt proiect, de exemplu. Vreți să folosiți acea culoare, vă place și vreți să-l folosiți la alt proiect. Da? Nu o să-l mai găsiți. Exact același cod. Și vă va genera, puteți căuta pe Google, pe internet, pe un motor de căutare, culorile hex sau hexa. Colors hex sau hexa, da? Picker, de exemplu, da? Nu mă interesează dacă crede că fac reclamă, nu fac nicio reclamă. All rights reserved to their own owners, ok? Și acum căutăm o culoare. Da? Și ne generează acest cod. Hai să căutăm culoarea asta. Ne generează acest cod și ne generează și pentru RGB. RGB, da? R are 0, G așa și dacă nu merge codul acesta, puteți folosi RGB-ul pentru că va fi foarte simplu. Ori recunoaște pe ăsta, ori recunoaște pe ăsta. Ori hexa, metoda 3, ori metoda 2, RGB. Și fără să mai vorbesc, o să copiez ăsta.
cu diez în față, da? Deci în loc de toate astea. Da. Și punct și virgulă. Și diez în față. Deci diezul ăsta și codul, format din cifre și litere, reprezintă culorile găsite în hex sau hexa, în funcție de cum unii zic hexa, alții hexa, și dacă îi dau reload, da, mi-a selectat această culoare. Haide să selectăm una mai închisă, e prea colorată pentru site-ul nostru. Pe aici așa. Așa. Și mai vreau să vă mai spun ceva. Diez, control S. Și dau F5 aici. Da? O, parcă mai frumoasă era cealaltă culoare, nu. Aoleu, trag de timp. Cer mii de scuze. Reload. Bun, o să lăsăm așa. Ce vreau să vă spun, există și RGB cu 4 cifre. RGBA, red, green, blue, dar roșu, verde, albastru, și AU înseamnă alfa, culoarea predominantă. Deci o să găsiți site-uri în care o să vă genereze RGBA. Da, și tot așa, adăugați în această ordine. R G B A, da? Deci R G B A. Și o să lăsăm cum era mai devreme cu codul ăsta. Și cam asta a fost și cu această lecție.